Ministerul Agriculturii și Casa Unirea, Guvernul României, vom lansa un proiect pentru realizarea 15 centre de colectare fructe și legume. Acestea vor fi amplasate în bazinele legumicole din România. În anul acesta vom lansa în licitație publică de către Casa Unirea 6 centre. Centrele vor fi în colaborare cu unitățile administrative teritoriale care vor pune la dispoziție terenul, aproximativ un hectar, unde va fi amplasat acest centru de colectare. Ele vor fi construite de către Casa Unirea și vor fi date în folosință și în gestiune cooperativelor care sunt formate din fermieri în bazinele legumicole. Am înțeles că unul dintre ele va fi și în județul Olt. Da, va fi, deja s-a stabilit. Primele 6 județe care vor beneficia de aceste centre, s-a luat în ordine numărul de beneficiari care au fost înscriși în Tomata. Bineînțeles că Oltul este primul județ cu cele mai multe centre în programul Tomata, este cel mai mare bazin legumicol din țară, urmând a fi amplasate și în județul Dolj, Galați, în zona Matca, Giurgiu, Prahova, Telorman. Deci vor fi primele 6 centre, primele 6 județe cu cere mai multe cereri în programul Tomat. Urmând ca în celelalte județe, celelalte 15, să fie repartizate corect pe numărul de beneficiari în bazine legumicole din fiecare județ. Se știe și cum va arăta fiecare dintre aceste centre? Mă refer aici la ce suprafață vor avea, câte benzi de sortare? Sigur, este un proiect tip, are o suprafață de aproape 3200 de metri pătrați, dintre care 1000 de metri pătrați este temperatură controlată. Va avea 4 benzi de sortare, cu tot cu ambalare, și mai mult de atât vor fi dotate cu laboratoare performante, astfel încât atunci când intră în centru legumele să fie testate, să nu avem probleme din cauza depășirii de pesticide și alte substanțe care sunt date de către fermieri. Este un pariu al meu cu Ministerul Agriculturii și mai mult de atât, prin programul național strategic la instalarea tânărului fermier, pentru că din cele 22.000 de cereri depuse în anul 2022 în programul Tomat, aproape 9.000 de beneficiari sunt tineri sub 41 de ani, vor beneficia de 170 de milioane de euro prin fonduri europene cu grad de intensitate de 100%, de 70.000 de euro per 1.000 de metri pătrați pentru instalațiile de încălzit în cuantum de 30.000 de euro și 40.000 de euro pentru 3 ani de zile combustibilul necesar pentru a produce tot timpul anului legume în bazinele legumicole. Se va rămâne la acest număr fix de 15 sau, dacă proiectul va fi unul de succes, vor sigur mai fi? Intenția noastră este să ajungem la un grad de autosuficiență de 100%, de aceea vom direcționa foarte mulți bani europeni pentru încălzirea serelor și solare, astfel încât să producem tot timpul anului, ca pe mesele române, atât de sărbătorile de Paști, de Crăciun și tot timpul anului, să avem legume și fructe românești. Acest lucru ar fi minunat, atât pentru cei care produc aceste legume și fructe, cât și pentru noi cei care vrem să cumpărăm produse românești. Și mai mult de atât, și eu am încredere că produsele românești făcute în bazine de către fermierii români sunt de calitate superioară și, așa cum am spus, toată piața va fi controlată prin laboratoarele care sunt în aceste centre, să nu mai auzim anumite interpretări de unii și de alții că ar fi cu depășiri de pesticide sau lucrul acesta. Deci totul va fi controlat. Bineînțeles, Casa Unirea va face un plan, deja am discutat cu o parte din retailer, va face un plan anual, astfel încât cooperativele să le dăm să pună etatizat câte legume au necesare de consum în retailer tot timpul anului. Va fi un plan foarte bine dezvoltat, o structură clară, astfel încât tot timpul anului să găsim legume, să nu mergem numai pe tomată sau să punem toate legumele în spații protejate.